În dimineața zilei de 7 decembrie, în Oradea, oamenii legii au fost sesizați în legătură cu un incident care îi avea drept protagoniști pe Tolea Ciumac și patru tineri, respectiv doi băieți și două fete. Aceștia l-au abordat pe luptător la ieșirea dintr-un club pentru a face poze cu el, dar Tolea nu se aștepta la ceea ce avea să urmeze. Întreaga scenă s-a terminat într-un mod agresiv, dar luptătorul a ieșit în față pentru a-și spune partea de adevăr. Tolea Ciumac se afla la ieșirea dintr-un club atunci când a fost abordat de acești tineri. Băieții au vrut să-l îmbrățișeze pe luptător și să facă poze cu el spunându-i că sunt fanii lui. Dar i-ar fi furat portofelul, potrivit declarațiilor acestuia. Dacă vreți să auziți adevărul, doar pentru cei ce vor să audă adevărul, vă spun aici. Eu nu mă iau aiurea de oameni pe stradă, fără să fiu provocat, mai ales de femei. Sâmbătă dimineața stăteam la ieșire din pasaj, am fost în club, s-au legat doi băieți de mine cu două fete. Băieții au început să mă ia în brațe, să mă îmbrățișeze, poze cu mine, fanii mei, vrăjeli. Sunt obișnuit cu lucrurile astea. Fetele între timp au chemat un taxi. Când a venit taxiul, au plecat toți spre el și mi s-a părut foarte ciudat cu îmbrățișările și faptul că băieții grăbeau fetele să urce în taxi. Am pus mâna la buzunar. Portofelul nu-i, a dispărut, mi-o făcuseră băieții. I-am dat pe toți jos, fața la perete, am început să caut portofelul în taxi, am zis că l-au lăsat pe acolo, nu era acolo. Între timp, băieții s-au simțit rău și s-au aruncat pe trotuar. Când am ieșit, mi-am recuperat portofelul, i-am ciufulit un pic pe băieții ăia doi și fata s-a băgat și ea între noi, să facă ea dreptate, să-mi bage degetele în ochi, s-a lovit și ea de o palmă. Cealaltă fată, dacă a stat cu minte, nu a pățit nimic, nici nu s-a auzit de ea. Acesta este adevărul.